Da, voi vorbi despre aria protejată și importanța acesteia în, dezvoltarea unei destinații de ecoturism. Parcul Natural Vânător Neamț, de fapt, Ținutul Zimbrului, este, se suprapune peste Parcul Natural Vânător Neamț, orașul Târgu Neamț, comunele Agapia, Bălțătești, Crăcăuan și Vânător Neamț. Existența ariei protejate a fost un factor important în, dezvoltarea, dar și în certificarea destinației de ecoturism. Parcul Natural Vânător Neamț a fost înființat în anul 1999. Are o suprafață de mai bine de, aproape 31.000 de, hectare, cu înălțimi între 400 și 1.200 de metri pătrați. Ceea ce, îl face să fie singurul parc din, România ce se suprapune peste două bioregiuni, cea alpină și cea continentală. Acest lucru îi explică și biodiversitatea ridicată la nivel de arie protejată, unde se întâlnesc în jur de 3.000 de, specii de plante și animale. Centrul de, vizitare al Parcului Natural Vânător Neamț e reprezentat de o clădire multifuncțională cu o suprafață de 1.200 de metri pătrați. Spațiile expoziționale și educative fac referire la speciile de plante și animale ce se întâlnesc pe suprafața ariei protejate sau în aria protejată, precum și la specificul zonei din punct de vedere cultural. De asemenea, spațiul este potrivit atât pentru evenimente în interior, cât și în exterior. Pentru a pune în, valoare produsele locale, în incinta centrului de vizitare am amenajat magazinul produs în Ținutul Zimbrului, de unde se pot cumpăra siropuri, uleiuri presate la rece, sucuri, lumânări, produse de artizanat, produse de lavandă, realizate de oamenii locului, de producători locali. De asemenea, tot în apropierea centrului de vizitare, am amenajat un observator de păsări, pentru că, după cum vă spuneam, pe teritoriul parcului se, pot observa mai multe specii, printre care și cele de, păsări. Printre speciile ce se pot observa, se pot aminti măcăleandrul, corbul, huhurezul mare, pițigoiul mare, gaița. Centrul de vizitare este înconjurat de pădure și pentru a admira și pentru a observa coroana diferitelor specii forestiere ce se află în, jurul centrului de vizitare, a fost construită o punte suspendată de 250 de metri, 250 de metri lungime și o înălțime de 12 metri. Pe lângă coronamentul speciilor de forestiere, cei mai norocoși pot avea plăcerea de a observa și zimbrii la, baza punții suspendate. De asemenea, zimbrii din țarcul de aclimatizare se pot observa și în, de pe platforma de observare amenajată în zona hrănitorilor. Dar pentru că tot vorbim de zimbri, merită amintit faptul că Parcul Natural Vânător Neamț a fost, de fapt, administrația Parcului Vânător Neamț a inițiat primul program de reintroducere a speciei în România. Astfel, începând cu anul 2012, s-au eliberat anual exemplare de, zimbri în, libertate, ajungând astăzi la 30 de, zimbri eliberați, dar efectivul de, zimbri ce se pot întâlni prin pădurile nemțene depășește 50 de exemplare, dintre aceștia 25 fiind fătați în libertate, ceea ce demonstrează succesul programului inițiat de, administrația Parcului Natural Vânător Neamț.
Pentru doritorii de aventură, Parcul Natural Vânător Neamț pune la dispoziție două opțiuni de observare a zimbrilor în mediul lor natural. În funcție de disponibilitate și de preferințe, se poate alege între un tur în țarcul de aclimatizare cu o suprafață de 180 de hectare. Traseul pe urme de zimbri durează până la 2-3 ore. Pe lângă observarea zimbrilor și impactul acestora asupra mediului înconjurător, include și alte 10 puncte de interes, ce asigură observarea nu doar a zimbrului, dar și a altor specii de plante și animale. Sau se poate alege programul Bison Safari, care e un program de căutare a zimbrilor în libertate. Unele exemplare eliberate poartă colare GPS cu transmisie radio, cu ajutorul cărora se poate afla poziția mamiferelor și se poate merge în căutarea acestora. Dar având în vedere faptul că zimbrii sunt tot timpul în mișcare, întâlnirea cu aceștia ține și de noroc. Prin activitatea sa, Administrația Parcului Natural Vânător Neamț a fost tot timpul aproape și de comunitate prin desfășurarea diferite activități, fie la centru de vizitare, pe teritoriul ariei protejate sau la școlile din zonă. Printre activități se pot enumera acțiuni de conștientizare a comunității locale, competiții culinare, acțiuni educaționale sau culturale. De asemenea, Administrația Parcului Natural Vânător Neamț este implicată și în dezvoltarea strategiei de dezvoltare locală. Viorela, scuze-mă, un minut mai ai, te rog să concluzionezi. Fiind implicată în GAL Ținutul Zimbrului alături de 11 comune. Ținutul Zimbrului este cunoscut și ca Atosul României, cu peste 1.100 de persoane ce au ales să ducă o viață monahală în cele 17 mănăstiri și schituri, care sunt legate între ele prin trasee prin păduri. De curând s-a realizat conectarea cu trasee de pelerinaj Via Maria sau Via Transilvanica. Acțiunile de promovare și de dezvoltare a parcului au dus la includerea arii protejate în rândul destinațiilor Eden din anul 2009, iar începând cu anul 2017, zona este inclusă în topul destinațiilor sustenabile la nivel mondial. În prezent, zona este inclusă în tentative list pentru România, în vederea declarării de sit mixt al patrimoniului universal UNESCO. Toate acestea duc la creșterea perioadei de ședere a turiștilor în zonă,